Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Atacul cibernetic care a afectat 21 de spitale din țara noastră are cumva și o parte bună. Ne arată cam care e starea sistemului informatic prin care este gestionată activitatea din instituțiile medicale românești. În acest caz este vorba de platforma Hipocrate, proiectată și lansată cu mulți ani în urmă de o firmă care în anii 2000 a avut în acționariat și pe fostul ministru al finanțelor, Sebastian Vledescu, care a fost condamnat ulterior la 7 ani și 5 luni de închisoare pentru luare de mită. Într-un alt dosar n-avea nicio legătură. Deci lucrurile vin de se leagă peste tot. Cumva. Oamenii importanți îi găsești implicați în toate marile proiecte naționale. Revenind la Hipocrate, sistemul a stârnit oricum destule controverse. În 2016, de pildă, o anchetă Digi24 arăta că pentru folosirea lui mai multe spitale plăteau câte 10.000 de euro lunar. Mentenanță și închiriere. 10.000 de euro lunar sunt, erau mai multe spitale. Bun, dincolo de aceste aspecte, nu sunt neapărat chiar atât de surprinzătoare, dar eu cred că întâmplarea asta ne oferă tuturor ocazia să învățăm ceva. Pentru că atacurile cibernetice nu vizează doar instituții. Și cum noi suntem permanent conectați la internet, suntem și potențiale ținte și potențiale victime ale unor asemenea atacuri. L-am sunat pe Bogdan Botezatu, director de cercetare în amenințări informatice la Bitdefender. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc, Bogdan, pentru invitație! Cu drag! Ce face mai precis un atac de acest gen, ransomware? Asta. O întrebare foarte bună. O secundă. Am senzația că ești pe speaker. Să știi că nu te auzim grozav. Dacă ai putea să ne ajungi să iei telefonul la ureche, ar fi, cred, mult mai bine. Ia să vedem dacă e mai mult, bine. Mult mai bine. Mulțumim. Deci, explică-ne ce este, de fapt, ce face un atac ransomware. Un atac ransomware este un tip de atac în care o grupare de infractori cibernetici încearcă să compromită calculatoarele și apoi să cripteze datele de pe acestea, cu scopul evident de a nu mai avea noi, proprietarii respectivului calculator, acces la informațiile respective. Lucrul acesta poate avea o varietate de rezultate. Cel mai evident este faptul că noi nu mai putem deschide fișierele atunci când avem nevoie, fiindcă ele sunt făcute efectiv. Sunt trecute printr-un algoritm de criptare care amestecă în așa fel informația de acolo, încât nici calculatorul, nici un operator uman nu mai poate înțelege nimic din fișierul respectiv. Dincolo de faptul că noi nu mai avem acces la respectiva informație, există șansele ca nici măcar calculatorul să nu mai pornească în anumite circunstanțe. Atunci vorbim de un tip de ransomware destul de specific, cel care încearcă să saboteze un anumit proces industrial, de exemplu. Dincolo de aceasta, impactul poate varia foarte mult în funcție de pe cine afectează respectiva amenințare informatică. Dacă vorbim de un utilizator de acasă, sigur, impactul e limitat la un utilizator sau la o familie care, dintr-o dată, nu mai are acces la informații. Dacă vorbim despre o companie, în schimb, despre o rețea de spitale, despre un furnizor de utilități, atunci impactul acesta se răsfrânge asupra întregii comunități, nu neapărat asupra unui individ. Bun, sigur, nu mai ai acces la propriul tău calculator, nu mai ai acces la datele din el, la fotografii, la filme, la amintiri, la documente, la dosare, adică, da, nu este impact pentru o comunitate întreagă, dar dacă tu ești victima, o să simți cu siguranță toate consecințele unui astfel de atac. Da, pe ce căi se produc atacurile acestea? Cum ajungem să fim victime? Există câteva metode, să le zicem, preferate de atac în ceea ce privește amenințările cu ransomware. Cel mai des întâlnit metodă de atac e cea în care o grupare de infractori informatici scanează după vulnerabilități o infrastructură. Practic, acești atacatori informatici verifică ce adrese IP are o anumită instituție, scanează respectiva plajă de adrese de IP în căutarea unor servicii vulnerabile sau ale unor servicii care au nume de utilizator și parol setate implicit în fabrică, și apoi, când găsesc respectiva vulnerabilitate, încearcă să o exploateze plantând nasul. Acest tip de atac e destul de sofisticat și demonstrează faptul că acești atacatori informatici investesc foarte, foarte mult timp și
resurse și expertiză din cauza faptului că la sfârșitul zilei aceștia vor putea să ceară o sumă foarte, foarte mare de bani. Există și metode de atac mai puțin sofisticate, dar la fel de eficiente. De exemplu, metode de atac prin care un angajat al companiei este recrutat, să zicem, să ruleze o aplicație atunci când este în rețeaua companiei, practic infectând rețeaua companiei în mod voluntar, în schimbul unei părți din profit. Și nu în ultimul rând există și atacurile astea oportuniste. Recepționera sau personalul de la logistică primește un mesaj, o factură, ceva care este deghizat ca o parte din munca de zi cu zi a respectivei persoane, deschide un atașament de e-mail, infectează infrastructura și apoi fișierele vor fi criptate cu ransomware. Cam astea sunt cele trei mari metode prin care atacatorii cibernetici reușesc să compromită o anumită infrastructură. Bun. Asta când vor să atace în mod intenționat o instituție. Dar când noi ca particulari suntem victimele unui astfel de atac, poate nu ne vizează direct pe noi. În general, utilizatorii casnici se infectează cu ransomware deschizând atașamente sau rulând aplicații descărcate la nimerala de pe internet. În principal, materiale care par să fie copii piratate de aplicații foarte populare sau crack-uri pentru sisteme de operare. Îi spune ransomware pentru că este vorba de o recompensă. De obicei, atacatorii cer o recompensă. Dacă sunt plătiți banii aceștia, există garanția că se recuperează datele? Nu există o garanție că se recuperează datele. Noi am făcut în ultimii 7-8 ani foarte mult suport tehnic pentru diverse entități care s-au infectat cu ransomware, de la utilizatori casnici la companii foarte mari. Și am observat că în anumite circunstanțe, de exemplu, ransomware-ul este prost codat și atunci când criptează informațiile, le corupe pe vecie. Practic, o eroare de programare în respectiv ransomware ajunge să suprascrie complet fișierele, astfel încât chiar dacă am plătit respectiva recompensă și am primit cheile de decriptare, nu mai avem ce să decriptăm pentru că totul e suprascris cu zero. În al doilea rând, o altă chestie pentru care noi am recomandat foarte mult să nu plătească companiile și instituțiile sau utilizatorii casnici, e faptul că prin fiecare recompensă pe care o plătim, noi finanțăm respectivii atacatori cibernetici să devină din ce în ce mai buni, să scrie ransomware din ce în ce mai complex, să crească ecosistemul de parteneri și, în general, să rămână cu foarte, foarte mulți bani la sfârșitul zilei, ceea ce e încurajator pentru o grupă de atacatori informatici. Bogdan Botezatu, foarte pe scurt, cum ne putem apăra de astfel de atacuri? Care sunt regulile? Cea mai bună apărare e prevenția. În general, e foarte bine să nu ajungem să fim infectați cu ransomware, pentru că procesul de decriptare e aproape imposibil. Soluții de securitate, peste tot unde avem ocazia, respectiv telefoane mobile, laptopuri, servere, orice avem, trebuie să rândeze o soluție de antivirus. Doi la mână, trebuie să ținem sistemele de operare și aplicațiile pe care le avem instalate pe respectivele calculatoare la zi. Este foarte important să nu avem vulnerabilități, pentru că acestea pot fi exploatate de la distanță de atacatori informatici. Dacă suntem companii sau lucrăm pentru companii, mare atenție la felul la care configurăm infrastructura, fără soluții de remote desktop care să ne permită accesul de la distanță, fără parole slabe la serverele pe care ne conectăm, pentru că acele servere și acele soluții de remote desktop vor fi identificate de hackeri și aceștia se vor autentifica acolo și vor lansa respectivele atacuri. Mulțumesc foarte mult! A fost în direct în deșteptarea Bogdan Botezatu, director de cercetare în amenințări informatice de la Bitdefender. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.